Bună seara, sunt Măriuca Androne, te invit la o nouă ediție specială. Dragii mei, bănuiesc că ați petrecut bine Crăciunul, bănuiesc că a fost bine și de Sfântul Ștefan. Gata, ajunge! Ne-am odihnit destul, ne-am destrăbălat destul, înapoi la cele importante pentru România asta. Ce a mai fost important pentru România asta în 2021? Dacă m-ați întreba, acum v-aș spune și începe 1, 2, 3, 4, 5, 6, multe, multe au marcat viața noastră de zi cu zi, multe ne-au făcut rău din nefericire. Să sperăm că în 2022 a noastră clasă politică ne va face doar bine. Sperăm. Asta moare ultima, nu-i așa, dragii mei? Hai să vedem ce s-a întâmplat totuși în 2021, în plan politic, în plan administrativ, la nivel de municipiu și județ Constanța. Nu o să fac chestie retrospectivă asta singură, îl am alături de mine pe Claudiu Palas și începem. Consilier județean, am zis bine, președinte PMP Constanța, am zis și mai bine, vicepreședinte la nivel național, așa este și nu în ultimul rând, din punctul meu de vedere, în ultima perioadă, am descoperit un foarte bun analist politic. Deci, Claudiu Palas, analist politic. Bună seara, domnul Palas. Bună seara, doamnă. Cum a fost de sărbători? Bine, frumos? Foarte bine, am petrecut în familie, am fost la părinți la țară. Și chiar a fost bine. N-am mai petrecut doar în familie de 2 ani de zile. De 2 ani. Chiar spăcea al treilea an. Și chiar am considerat că... Nu, n-am plecat nicăieri. Niciodată n-am plecat. De când de Revelion și de Crăciun și de Paște, n-am plecat niciodată. Domnul Palas, dacă ar fi să vă cer un cuvânt, da, pentru ceea ce a însemnat scena politică din România în 2021, care ar fi acela? Dezamăgire. Wow. Și eu care eram deja pregătită, brambureală, incompetență, aroganță, criză. Dar aveți dezamăgire, nu? Deci eu aveam... Și n-aveți dezamăgire acolo. Deci n-aveam dezamăgire, nu, dezamăgire, sincer. De ce? Pentru că nu cred că există votant să nu regrete votul pe care și l-a exprimat în 2020. Indiferent din ce categorie au cărui partid, sau rog, care a fost opțiunea dânsului în 2020. Deci că a fost votan PNL, deci că USR, că PSD, nu cred că puteți spune că nu sunt dezamăgiți. PMP. Da, chiar sunt... și PMP. Ai, nu știu, sunt dezamăgiți că n-am intrat. Da. Sunt dezamăgiți, poate că am avut încredere în liberali la vremea respectivă, în acea alianță care s-a preconizat sau se controla la Orizont, mă refer înainte de alegeri. Da. Și în promisiunile care le-au făcut liberalii pentru o structură și o colaborare după alegeri, la nivel local, județean, național, ceea ce n-a mai avut loc. Și nu s-a mai întâmplat. Da, votanții PNL, cred că nici nu mai trebuie să mai exemplific. Praf sunt făcuți, săracii. Poate ai noștri sunt dezamăgiți, mă refer la votanți și faptul că s-a mers pe un vot util și s-au dus la un moment dat cu PNL-ul sau cu alte partide, AUR, pentru a merge pe un vot util și a reușit să răstoarne PSD-ul. Votanții PSD-ului probabil că se întâmplă ce se întâmplă acum și a intrat într-o alianță și cu PNL. Și aia sunt dezamăgiți totuși. Adică eu nu știu, vedeți... Mă gândeam că măcar social-democrații ar fi bine că dă. Poate că s-au văzut dacă, la putere. Aici vreau să zic. Dacă gândim din această perspectivă, domne, au luat puterea până la urmă, că nu sunt singuri, nu cred că votanții PSD și-ar fi dorit preluarea puterii de către PSD împreună cu PNL. Nu cred așa ceva. De aici vreau să vă spun că ar veni dezamăgirea. Dar jumătate, să zic, acestea sunt jumătate dezamăgiți. Faptul că totuși PSD-ul au fost votat pentru a lua puterea. Azi sunt la putere. Că nu sunt împreună. Ei singuri, aia că bine, dintre noi fie vorba, bag de seamă că parcă sunt mai vocali, mai... Păi, totdeauna PSD-ul a știut să joace într-o alianță și să-și ducă colaboratorul sau partenerul de guvernare într-o umbră. Și asta se va întâmpla în continuare. Adică dacă nu era suficient să ajungă un PNL la 10%, probabil va mai avea un PNL la 4% în 2024. Adică să nu vă mai... Ce va fi rău, domnul Paras? Păi da, vi se pare că merge bine? Nu. Acum sunt pe la 18. Păi de-or fi. Ce ar putea să facă? Să se apuce fiecare membru sau din guvern să salveze câte o bătrânică de la anexă sau să treacă strada, cum spunea cel de la OSR. Aia cu trecutul da. Să zic, cea mai importantă. Cea mai bună exemplu de patriotism. Cumva. Iar votanții AUR probabil că nu reușește, că AUR s-a lăudat, că răstoarnă guvernul, că răstoarnă administrația locală. Adică și-au luat niște obiective care, din punctul meu de vedere, erau irealizabile, dar pentru electoratul lor
erau niște obiective care de gata, de mâine o rezolvăm, totuși, dovadă fanatism cu care a intrat în Parlament. Sunt la 14% și sunt apropo de răsturnat, mai aveau un pic și răsturnau gardul, doamne, Parlamentului. Deci de aici vă dați seama că ei chiar cred, dar nu, văd că patinează în gol. Da, să nu uităm, totuși au un bazin electoral de unde pot aduna voturi al PRM-ului, al PVD-ului. Aceia sunt. Sunt la 14, credeți că așa cu de acolo mai urcă? Că deja e... Încearcă, nu știu, s-ar putea să mai, cred că o să mai urce probabil până când parte din cei care, naționaliștii care au crezut în aur, că de asta vorbim, deci nu vorbim de oportuniștii PVD-ului, vorbim de naționaliști, își vor da seama că de fapt nu reușesc și chiar nu prea are legătură naționalismul aur cu... realitatea cunoțirea de noțiune. Da, e o oportunitate care o speculează foarte bine, ce să zic. Drept, adică, cel puțin, este. Simion știe foarte bine să joace această carte și dovade că se poziționează și știe să vândă ca patriot. Acum depinde, repet, cum am spus eu, depinde ce simți ca patriot, nu ceea ce arăți. E o întreagă discuție, să sperăm că o avem. Dacă v-aș pune aceeași întrebare vis-a-vis de administrația locală, atât la municipiu cât și la județ, tot dezamăgire. Și cred că dacă ați ieșit cu această listă și ați trece și dezamăgirea acolo, eu vă spun că o să citiți dumneavoastră, să faceți un sondaj sau niște boxuri pe stradă și o să vedeți că acesta este cuvântul. Dacă spuneți dumneavoastră... Nu, dar nu că spun eu. Eu v-am zis direct mi-a spus ce caracterizează. Nu să fiu, să încercăm să aplicăm, să punem o ștampilă generală. Nu care să mergem este cel mai important eveniment politic al anului 2021, în opinia dumneavoastră? Schimbarea liderului Orban cu Câțu. De atunci deci e cea mai important. A fost cel mai mare important șoc care a fost provocat. Da, a fost un șoc care a provocat altceva. O zguduire. Discutând s-au resetat cărțile și ce mișcări au avut politice care a afectat întreaga clasă politică sau întreaga administrație ca eveniment. Că așa normal că s-o groază de evenimente politice, dar dacă stăm să ne gândim care este evenimentul care a zdruncinat clasa politică, eu acela îl văd. În momentul în care s-a făcut acest lucru, s-a rupt guvernul, în momentul în care s-a făcut acel lucru, s-a creat un nou partid de dreapta care începe să scadă din PNL, avem parlamentari PNL care au plecat de la guvernare, avem intrarea PSD de la guvernare tocmai din motivul acesta, adică să leagă una de cealaltă. Să vedem una care, de cealaltă, care este cel mai important eveniment al anului politic 2021 în opinia unui alt politician. Fac vorbire despre Marius Horia Țuțuianu, deputat PSD Constanța. Bună seara, domnul deputat! Bună seara dumneavoastră și tuturor cei care ne urmăresc la această oră și vă salut și pe Claudiu. Acum ați văzut de ce nu... Domnul deputat, vă întreb și pe dumneavoastră ce l-au întrebat pe domnul Palas. Care este, în opinia dumneavoastră, cel mai important eveniment politic al anului care, nu știu, mai sunt câteva zile și se încheie? Din punctul meu de vedere au fost mai multe momente importante. Dacă e să o luăm într-o cronologie, așa vorbim de ieșirea de la guvernarea USR-ului, plecarea domnului Orban și venirea domnului Câțu, alianța cu Partidul Social Democrat. Cred că cel mai important din punctul de vedere al unui social democrat este intrarea la guvernare a Partidului Social Democrat. Normal. Am înțeles. Da, așa e, firesc să fie așa. Cum caracterizați dumneavoastră, care ați fost președinte al Consiliului Județean Constanța, prestația administrației publice locale din Constanța, bineînțeles, atât la nivel de municipiu, cât și la nivel de județ? Cred că dacă aș spune, cum a spus domnul Palas, dezamăgitor, cred că ar fi un cuvânt mult prea mic. După cum vedeți, dacă e să luăm tot așa în cronologie, Consiliul Județean, văd că la Consiliu încă domnul Lupu mai taie pambricile, cum spunea cineva. Încă mai taie pambricile de la ce am făcut eu cu Claudiu, munca noastră de acolo, și încă se laudă cu proiectele și munca noastră. În rest, nu am văzut absolut niciun proiect, nici o investiție, niciun ban adus în județul Constanța pe toate palierele. Vorbim de la sănătate până la economie și așa mai departe. De învățământ nu mai vorbim, că nici acum a rezolvat problema cu transportul elevilor. Dar cred că poate în al 12-lea ceas vine 2022, habar n-am și nu mă pricep, poate să apucă în sfârșit de treabă. Dar vedem. În ceea ce privește primăria Constanței, cred că toți constanțenii văd ce se întâmplă. Un oraș blocat, un oraș fără investiții, un oraș fără viziune,
condus de o doamnă, că cred că este condus de primar. Domnul deputat, avem totuși un domn la conducere, avem un primar, da. În sfârșit, dacă dumneavoastră vedeți altfel lucrurile, domnul deputat, vă întrerup o secundă, pentru că spuneați mai adineaurea că actualul președinte al Consiliului Județean Constanța n-a făcut altceva decât să taie pamblicile, cum a spus, la proiectele dumneavoastră. Muncește de mine și de domnul Pala și de perfect. Mă bucur că v-am pe amândoi aici, pentru că în joia de dinaintea Crăciunului, în cadrul unui interviu acordat Litoral TV, domnul președinte al Consiliului, actualul președinte al Consiliului Județean Constanța, domnul Lupu, a spus că, și se poate vedea oricând demisiunea, a spus că nu a preluat, nu a avut ce proiecte să preia. Domnilor, n-ați lăsat nimic pe acolo, nu, ca să înțeleg și eu, adică știi, bucur, să nu... Mă bucur că în studio este și domnul Palas, care a avut în subordine când era direcția de proiecte și cred că știe foarte bine câte zeci de proiecte au fost la consiliu și câte am lăsat în anul 2020 acolo. Păi atunci, dacă tot a spus domnul Lupu că nu am lăsat proiecte, cum am inaugurat dumneavoastră lucrările la 223, la 226A, la 22 județene, ca să înțeleagă ascultătorii. Drumul județene, mormântul pictat hipogeu, delfinariu și multe alte proiecte. Nu, dar nu, cum s-a dus dumneavoastră? Ce nu înțeleg eu este... Numai o secundă, că vrea și domnul Pala să spună ceva. Vă rog, domnul Pala. Sunt proiecte pe care domnul Lupu le-a intrat noastră în emisiune. Uh-huh. Și dacă are amnezie și are o echipă de comunicatori care monitorizează această emisiune, să ducă să scoată proiectul de renovare și de reabilitare al Teatrului de Vară. A vorbit despre el? Și ce a vorbit? Nu, eu n-am auzit în emisiune. Și de ce a spus că nu sunt proiecte? Proiect este la scos. Eu vă rog și vă invit să vizionați acea emisiune. Acel proiect a fost scos de pe procedura de licitații de domnul Lupu. E gata, e făcut, deci trebuie doar să scoată la licitație. L-a retras din procedura de licitație. Nu are niciun fel de hibă. De ce nu-l continuă? În cadrul emisiunii a spus că se vor face lucrările și tot ceea ce este necesar acolo. Păi și atunci de ce a spus că nu sunt proiecte? Nu. Că pe mine două lucruri care se bat cap în cap. De ce nu continuă IML-ul, care este făcut în proporție de 70%, Institutul de Medicină Legală? Duceți-vă să vedeți, era o paragină de clădire. Sunt oprite lucrările. De ce nu merge mai departe cu ele? De ce nu merge cu Spitalul de Reumatologie, cu Policlinica 2, modernizarea ei? Deci sunt proiecte făcute deja. Nu vorbim despre povești. Plus că sunt cele care au fost înaintate direct pentru susținere, cu fonduri. Mă refer, sunt și cele care sunt din fonduri proprii. Nu merge, nu neapărat trebuie să meargă din fondurile Consiliului, presupunând că nu are. E acolo, are guvernul în mână. De ce nu găsește surse de finanțare pe axe care ar putea să ducă la sfârșit aceste proiecte? Cum poți să mintă? Că ăsta e termenul. Deci dacă v-a spus... Doamne, dacă greșesc, îmi cer scuze, dar dacă a spus așa ceva, public spun că este un mare mincinos. În schimb, nu a acuzat sub nicio formă... Nu are legătură cu acuzele, dar asemenea afirmații să faci, să spui că intri într-un consiliu după un an de zile, să spui că nu ai proiecte, repet, s-a întâmplat să fie și președintele Consiliului Județean, doamnă, public spun, e un mare mincinos. Dacă cumva îl jignesc, să mă contrazică, să spună că nu are. Eu îi spun, v-am enumerat doar trei dintre ele. Convins că dacă facem un efort de memorie, cred că ne aducem aminte de mai multe proiecte. O secundă să-l ascultăm și pe domnul Tuțuianu. Am înțeles, domnul Tuțuianu, că și... Doamna, vă rog. Acum l-ați avut pe domnul Lupu în studio. Este, hai să nu spunem... Nu, a dat interviu de la Consiliu. De la Consiliu era interviu, da. Să spui că nu ai găsit proiecte. Întreb eu acum, întreb pe telespectatorul, întreb pe dumnealui. Cum a tăiat el pămplicuțele astea de inaugurarea lucrărilor, dacă nu erau proiecte? Că un proiect, știți prea bine, că nu durează o lună, două, trei, se lucrează foarte mult. Nu, durează mai mult. Studiu de fezabilitate până la finanțare și până la inaugura drumul sau obiectivul respectiv durează foarte mult. Domnilor, sper din suflet ca la anul ca dumnealui să învețe drumul la București. Claudiu știe foarte bine câte drumul făceam noi la București ca să obținem fonduri. Fondurile nu se pot obține stând într-un birou. Te duci la București, la ministrele de tot și începi atrași fonduri. De la transporturi, de la fondurile europene, de la Ministerul de Finanțe și așa mai departe. De asta nu va avea bani niciodată cu 15 ani.
Domnul Suțuianu, vă întrerup o secundă. Vă întrerup o secundă, mă bucur încă o dată, repet, că sunteți amândoi și vreau să sper că în ianuarie vom reuși, într-o formă sau alta, să intrăm în legătură și cu domnul actualul președinte al Consiliului Județean și tare mi-ar plăcea, domnule Palas, domnule Țuțuianu, să puteți, trei oameni responsabili, zic eu, trei politicieni, da, să puteți discuta cu cărțile pe față și să vedem acum, ce și cum. Acum înțelegeți de ce v-a spus că PNL o să aibă soarta PNțeului? Da, am din cauza politicienilor ca domnul Lupu. Ați vrut să spuneți ceva, domnul Țuțuianu? Am zis să acceptăm orice provocare și cred că Claudiu este de acord. Să sperăm să facem administrație dacă dorește dumnealui și nu știe. Să sperăm că vom reuși să facem chestia asta. Domnul Țuțuianu, pentru dumneavoastră mai am o ultimă întrebare. Sunteți vicepreședinte Comisie de Buget, am zis bine, da? Mai nou sunteți membru în Comisia Juridică de la Cameră, da? Sunt două comisii, da. Har domnului destul de, dacă nu cumva cele mai importante de acolo. Ambele și-au dat avizul pentru bugetul pe 2022. Astăzi președintele Iohannis Bănuiesc, că știți, l-a promulgat, avem buget. Ce vreau să-l întreb pe vicepreședintele Comisiei de Buget Finanțe? Toată lumea spune că bugetul pe 2022 ori este prea optimist, ori este nesustenabil, așa cum îl numesc ceilalți, da? Domnule vicepreședinte de comisie, în ce măsură bugetul pe 2022 va putea să asigure tot ceea ce a promis PSD-ul, tot ceea ce a spus că va face PNL-ul și, ca să fim sinceri, nu în ultimul rând, tot ceea ce are nevoie românul? Nu, să știți că și Constanțenii mă cunosc un tip corect. Este un buget pragmatic, echidistant, nu va curge lapte și miere, o spun de acum. Este un buget făcut pe ceea ce și-au dorit românii sau pe ceea ce am promis noi românilor. Este un buget bazat pe investiții, în primul rând. Și, bineînțeles, pe o colectare mai mare de la contribuabili. Nu vor fi mărite de taxe, nu vor fi mărite de impozite, dar va trebui o colectare mai mare, pentru că aici a fost deficitară colectarea și un buget care nu se va mai baza atât de mult pe împrumuturi ca în anii precedenți, pentru că știți prea bine, România s-a împrumutat foarte mult și am avut o limită foarte mare de împrumut și va trebui la un moment dat să începem să producem decât să ne împrumutăm. Vă spun sincer, s-a muncit foarte mult la acest buget, am stat foarte multe zile în Comisia de Buget Finanțe și apoi în plen pentru a adopta acest buget și, bineînțeles, a luat și amendamentele care le-au făcut celelalte partide, celelalți parlamentari. Eu cred că este un buget pragmatic, nu este un buget umflat, cum spun unii și alții. Bineînțeles, ne dorim ca în decursul anului să fie sustenabil și să avem încasările pe care le prezentăm și, bineînțeles, să-l ducem la capăt așa cum ne dorim. Vă mai rețin o secundă, domnul Palas. Câtă încredere avem? V-am văzut că deja mustăceați. Ok. Ce nu vă convine la bugetul ăsta? Ce nu este ok din ce spune domnul Țuțuianu? Vă rog. Este, nu, că nu e ok. Problema este că este un buget, din punctul meu de vedere, a zis mai devreme puțin ce-și doresc România, a zis domnul deputat. Da. Nu are cum să fie un buget pe care și l-ar dori românii, că este aproape imposibil lucrul ăsta, ținând seama de ce s-au încet stadiul la ora asta țara. Dar cred că este mai mult un buget bazat pe negocierile și pe programele politice, da, ale celor două partide. Mă întreba să mine cât că este un buget în favoarea sau în negocierilor normal care s-a întâmplat în favoarea PSD. PNL-ul nu prea mai reușit să-și impună un punct de vedere pentru dorința lor de a rămâne la guvernare și de a ține de scaun și a-și impune premierul, a făcut să accepte orice compromis. Aici, până la urmă, asta e politica. Indiferent cum este, partidele trebuie să-și negocieze această parte. Dar acești bani vor fi împinși către administrațiile județene. Nu? Nu, la un moment dat. Nu uitați. Numai puțin. Vreau să vă întreb. Domnule deputat, se va face o repartizare echilibrată a bugetelor județene, ținând seama că aveți un cuvânt de spus în Consiliul Județene față de toți primarii din județ? Deci, așa cum se făcea pe vremea când am condus Consiliul Județean împreună și a fost repartiție echilibrată pe primării. Nu, am spus că am un cuvânt de spus în Consiliul Județean. În Consiliul Județean nu mai am niciun cuvânt de spus. Nu. Politic, ba da, politic discutând. Vorbesc acum de PSD, nu de persoană.
Am deci PSD are un cuvânt de spus în Consiliul Județean. Știți prea bine, noi am suferit foarte mult, vorbim de Partidul Social Democrat, de acele împărțiri fraternice, da, sau fraternice, cum vreți să spunem. A care fost dezastru. Și întrebarea era simplu, în 2020, da. Una, și, una acum. Și acum a liniștit pe toată lumea, apropo, mi-a declarat tot în emisiune că a dat suma egală la toată lumea și s-a liniștit. Da, vom discuta. Vă ascult. Aici Claudiu are dreptate. Trebuie făcută o împărțire echidistantă. Și știți prea bine, noi când am fost la construcție, am încercat să împărțim echidistant și acei bani. Asta îmi doresc să se întâmple și cu această guvernare. Nu doar primările, cum eram înainte, nu doar primările PNL să primească, sau acum doar primările PNL și doar primările PSD. Nu. Toate primările, indiferent de culoare politică, trebuie să primească, pentru că nu are vreo vină acea comunitate că un primar este de la ALDE, PMP, AUR sau așa mai departe. Este vorba perfect. De eu revin la întrebarea bine pusă de domnul Palas. În ce măsură dumneavoastră, ca și deputat, în ce măsură reprezentanții dumneavoastră în Consiliul Județean pot garanta că nu se va întâmpla minunea de două ori s-a întâmplat, în 2020, odată în 2021? Adică cine îi liniștește? Vă rog. Trebuie făcut o diferență. Există alocări de la bugetul de stat și există alocări care le poate face Consiliul Județean. În ceea ce privește Consiliul Județean, nu poate interveni pentru că nu avem majoritate. Nu-i Partidul Social Democrat în Consiliul Județean constant, mai ales că nu aici am vrut să arăt. De fapt, alianța sau este doar la nivel de guvern, nu și în teritoriu. De fapt, asta era... Aici vreau să ajung. Domnul Palas, din ce am văzut eu, domnul Cuțucă s-a declarat că nu există alianță. Da, pe asta am vrut să văd. De fapt, asta era finalitatea întrebării. Da, am văzut că este doar o alianță la nivel parlamentar. Domnul Cuțucă domnul deputat, adică dumneavoastră vreți să-mi spuneți mie nici mai mult, nici mai puțin că vă țineți de mână acolo, da? Că împărțirăți bugetul, Doamne iartă-mă, cele două partii de acolo și că la Constanța, eu, Măriuca Androne, o să-mi pun din nou mâinile în cap și o să zic, Doamne, iar au început ăștia să împartă 80% la PNL, 20% la PSD. Conform declarațiilor lui domnul Bogdan Cuțucă, asta e. Așa a spus. Adică asta se va întâmpla. Da, a spus că nu mișcă nimic, rămâne guvernare PNL, USR. Dacă dumneavoastră dorește, Panoțalul Liberal dorește, știți, e vorba aia, dragoste cu sila nu se poate. Dar ne putem accepta și putem crea împreună niște premise să dezvolte județul. Dar dacă nu își doresc, aveam noi Partidul Social Democrat, cel puțin la nivel județean, avem experiența necesară să-i putem ajuta să facă treaba asta. Nu doresc, vor merge în continuare, se vor adânci în prăpastia în care s-a prăbușit și județul și municipiul. Eu mai pun întrebarea în ultima formă și după aceea vă spun la revedere că este pauză, dar repet întrebarea, probabil că o să ziceți că am înnebunit, dar prefer să spuneți asta. Adică dumneavoastră vreți să-mi spuneți mie că Marcel Ciolacu, ministru de nu știu unde, dumneavoastră deputații de Constanța, nu puteți face nimic și ne putem trezi din nou, dau la Cogălnicianu nu știu cât și nu dau la Gigea? Da. Domnul deputat, nu ne se poate așa ceva. Ne putem așa la mată și să discutăm toate aceste lucruri. Eu sper. Ești, deci se mai poate. Se va mai întâmpla lucrul acesta cum s-a întâmplat anul trecut, când s-au făcut, sau anul acesta când au făcut alocările către primările PSD, PMP și alte, și au primit bani doar primările PNL. Haideți să nu uităm că am fost la conducerea Consiliului Județean împreună cu domnul Palas, vicepreședinte, și știți prea bine că întotdeauna am ținut cont de fiecare oate în parte, de fiecare primărie în parte, de fiecare primar în parte. Acum, ca să fac eu o glumă, poate a ținut cont mai mult decât trebuia, dar asta a luat ca pe o glumă. Mulțumesc mult, domnul deputat. Ce să vă zic, nu știu, eu sper că o fi bine. Nu are nicio comunitate pentru culoarea politică a primarului. Mulțumesc mult pentru această intervenție, cu atât mai mult cu cât v-ați întrerupt de la niște evenimente frumoase în familie. Seară bună să aveți în continuare și la anul, nu știu, domnule, mergeți, bateți cu pumnul în masă, vă rog. Noi de la București, cel puțin parlamentarii PSD, întotdeauna ne vom zbate și vom face toate eforturile ca să dezvoltăm județul Constanța și să reprezentăm cu onoare pe cei care ne-au trimis acolo, pe constanțeni. Să faceți pentru că, să vedeți minune, constanțenii v-au votat. Seară bună, mulțumesc! Permiteți-mi să transmit și eu un sincer la mulți ani tuturor telespectatorilor, tuturor constanțenilor și, bineînțeles, dumneavoastră și domnului Palas. Să ne vedem cu bine într-un an 2022
mai bun, mai liniștit și, în primul rând, mai sănătos. Un an, 2020. Și cu alocări cel puțin egale pentru toți primarii. Iertați-mă, dar am vorbit. Mulțumesc, seară bună să aveți. Pauză, publicitate, vă rog. Am revenit, l-am alături de mine în continuare pe Claudiu Palas. Din punctul meu de vedere, la momentul acesta, unul dintre cei mai buni analiști politici din Constanța. L-am descoperit de dată recentă. Asta este... Cu fler, poate. Nu știu dacă e mult, poate să spun. Poate cu fler. Domnul Palas, din punctul meu de vedere, un eveniment important pe scena politică a fost... Eu nici nu știu cum să-i spun. Momentul când le-a dat brânș păscări useriștilor de la guvern sau momentul când au luat-o ei la fugă păscări? Încă nu m-am dumirit, da? Ieșirea USR de la guvernare. Deci... Vreau să o discutăm pentru că dacă îi ascultați pe useriști, da? Dom'le, ei au vrut, au ținut neapărat, erau de treabă, voiau să continue guvernarea așa cum au început-o, n-au vrut liberali. Dacă îi ascultați pe liberali, să vedeți minune, noi am vrut cu dreapta. Cu dreapta, pe dreapta am vrut să o ținem, dar uite, ăștia micii și neascultătorii și-au dat în petec și-au plecat. Unde este adevărul? Știți cum sunt useriștii sau cum au fost useriștii aici? Știți bancul ăla cu găina și cocoșu? Cred că nici dacă... Ceva cu împiedicatul? Da, cu împiedicatul. Deci m-ați înțeles? Ăla cu împiedicatul, deci, știu. Deci USR-ul în ecuația asta a fost găina aia care s-a împiedicat când fugea cocoșul după ea. Deci, atât. Ăștia sunt. Nu voi, okay. Deja vedeți. Nu încercați să băgați în strategii și în vizionari, că deja e supraestimați. Dacă v-ați gândit că vor da un șah ca să iasă de la guvernare, să zică lumea că decontează, nu. Deci sunt niște oportuniști ceva de speriat. Din punctul dumneavoastră de vedere. Pe dumneavoastră l-ați văzut puțin mai devreme, a apărut o știre săptămâna asta, eu am rămas șocat. Nu știu cine a fost, cred că, dacă nu mă înșel, cred că președinta Camerei sau cineva, ceva de la USR. Da, doamna, președinta a zis-o cu aeroportul. Doamna Anca Dragă. Doamna. Da. Deci despre ce vorbim? Dacă erau corecți, cum au încercat să spună, de fapt, cred că lumea s-a dus către USR pentru acest steag al corectitudinii fluturat peste tot. Categoric. Doamnă, România, a făcut lucrul ăsta. Doamna a făcut lucrul ăsta. Deci s-a dus și a procedat exact ca oricare alt parlamentar care a fost hulit de către dumnealor. Nu mai vorbesc că au acceptat oameni care erau urmăriți penal sau care aveau dosare, Barna, care a avut dosar aproape șablon tras Dragnea. Și totuși a rămas în USR. Adică nu am văzut niciun USR să iasă, să delimiteze de el sau să ceară lui Barna să-i spună, domne, cât timp ești anchetat, te rog să te autosuspensi, să-i zici o prostie, nu știu, să-i zici ceva. Din part... Nu, au făcut scutul în jurul lui. Deci, domnule, despre ce vorbim? Deci nu vă imaginați, deci alba ca zăpada asta care a început USR-ul ăsta, doamne, eu zic că sunt destul de gri. Ok, și pe albă ca zăpada am pis-o pe PNL-ul pe scări sau a luat-o singură? Doamne, eu vă zic că cred că a plecat să se împiedice ca să zică lumea că... Ok, gata, ne-am gândit. Deci asta e părerea mea, e găina din bancul cu coșul și găina. Deci s-a împiedicat să nu zică... Un alt eveniment politic important, tot din punctul meu de vedere, este congresul PNL. Cel care a paralizat o țară întreagă, da. Este momentul la care un premier, în loc să... Nu schimbarea premierului, dar s-a văzut domnul Suțianu la un moment dat că, într-adevăr, e schimbarea, nu schimbarea nu, premierului. Nu schimbarea. Nu, înlocuirea, nu. Culmea e, deci un eveniment politic care n-ar fi trebuit să influențeze guvernarea unei țări, a paralizat tot, guvernarea, administrație, politic, tot, a zguduit tot. De ce s-a întâmplat asta, domnul Palas? Pentru că eu am stat, m-am gândit și n-am găsit o explicație cât de cât logică. Doamne, a fost cred ambiție, cred că, doamne, era să-mi spun un cuvânt. Nu, s-a dorit un câțu șantajabil. Deci n-ai cum să, doamnă. Deci înainte să, în timpul campaniei, în interne, da? Că de fapt de aici discutăm, dacă mie acum un an de zile, doi ani de zile, trei ani spunea că o să am un premier care are atâta imagine negativă cum avea Cățu, eu n-aș fi crezut, doamnă. Și acesta a fost o dezamăgire? La început? A fost o dezamăgire. Nu, Cățu a avut o credibilitate la început. Nu l-a cotat nimeni ca fiind un premier slab. A știut, a vorbit bine pe finanțe, a avut el câteva, două, trei contrări cu Cuțucă pe plan, când erau ei înainte, prin zonă pe acolo, pe plan național, profesional discutând.
nu prea se agrează unul cu celălalt, să fie clar, deci indiferent ce vedeți dumneavoastră în spațiu public. Se știe că nu. Se știe, da. Deci nu se agrează. Dovadă că organizația Constanța a ieșit târziu în susținerea lui Câțu. Da, dar până la urmă tot l-a susținut pe Câțu. Păi n-a avut cum, că i-au prins degete la ușă lui Bogdan și a trebuit să spună. Deci haideți să fim serioși, da. Așa, dar a fost credibil la început. A dezamăgit lui tărie, pentru că știți cum este? Cred că acolo sus, doamnă, în guvernarea, cred că undeva e rarefiat. Cred că își pierd ăștia mințile când ajung acolo, doamnă. În toate guvernările? Doamnă, că în toate guvernările. Sunt puțini oameni politici care prind o astfel de funcție, în general funcțiile politice mari, și care rămâi sănătos la cap. Adică, scuzați-mă, da. E foarte adică ești realist. Ești încă ancorat. În momentul în care ajungi acolo, încep să o iei razna. N-ați văzut-o pe aia de la USR, pleacă și pleacă cu aeroport, cu avion separat. Adică, vedeți, iau niște decizii în care să cred că sunt intangibil. Cum a făcut aia de la PDL, dacă vă uiți aminte odată, în 2016, ciocul mică suntem la guvernare. Exact. Ei, a rămas, știți că a rămas celebră. Celebră. Dar știți că este o frază care cred că nu o spun politicienii, mă refer cei care sunt prin Parlament, dar în capul lor o zic toți. Și o practică. O zic toți și procedează acțiunile lor. Exact. Sunt făcute în siajul acestei... PNL-ul a făcut ce a făcut, a blocat o țară întreagă pentru a lui guvern, da? Pentru ca să iasă Florin Câțu. Doamne iartă-mă, dar restul României, restul clasei politice s-a rarefiat și iată. Adică m-am uitat în acea perioadă, domnul Palas, și mi-a zis, domne, poate o face unul ceva, poate o zice unul ceva. Nimic. Da, să știți cum e când ești, dar să știți, trebuie să vedeți altfel lucrurile. În momentul în care vezi această... Când ești dezamăgit, nu-ți mai faci nimic. Nici lucruri pozitive, nici lucruri negative. Chiar și ca politician, ce să mai zici? Dumneavoastră, la un dat, eram în emisiune și spuneți, domne, fac atâtea ăștia, cât că în emisiunea noastră, fac atâtea lucruri negative sau care ar trebui comentate, încât nici nu mai știi de care să te apuci mai întâi la un moment dat. Era foarte greu, intrase, era perioada în care deci făceau câte 5-6 pe zi nefăcute, deci nu știi care e de breaking news, da. Să zicem, că de fapt toate erau de breaking news, ar trebui să aveți aici ca la Cristian Diaconescu. Vă întrerup o secundă, pentru că vreau să aud părerea și a unui reprezentant al USR, că tot vorbirem de USR, fac vorbire despre domnul Remus Negoi, senatorul USR Constanța. Bună seara, domnul senator! Bună seara! Domnul senator, cum a fost anul 2021 pentru USR, USR Constanța și USR la nivel național? La nivel național mă refer la un partid care știți că am mai discutat. Ați fost la putere după care ați ajuns în opoziție. Cum a fost 2021 pentru USR? Ați greșit undeva? A vrut cineva să vă facă rău? Nu știu, care e viziunea dumneavoastră? Dacă m-aș putea exprima în felul acesta, fie un ochi râde, unul plânge, fie o perioadă albă, fie una neagră. Și nu când mă refer la ochiul care plânge sau la perioada neagră, nu mă refer la ceea ce am pierdut noi ca persoane, ci ceea ce de fapt, iertată fie lipsa de modestie, a pierdut până la următoarea sau au pierdut cetățeni. Pentru că știu foarte bine motivele pentru care noi am ieșit de la guvernare. Știm foarte bine motivele pentru care și la guvernarea locală, în fapt și de drept, nu mai există o alianță în sensul adevărat al cuvântului. Mi-ați anticipat întrebarea. Știți că sunt deja enervantă, bănuiesc, și îmi cer scuze pentru asta. Dar de câte ori vă vin la emisiune, de atâtea ori vă întreb același lucru. Și acum sunt și mai îndreptățită să vă întreb, pentru că știți că s-au întâmplat o mulțime de lucruri. Mai sunteți la guvernare în USR, USR-ul mai este la guvernare în Constanța? Pentru că văd că continuă starea asta cu aveți viceprimar, aveți vicepreședinte de Consiliu Județean, dar iertați-mă ce se întâmplă la vot, la Consiliul Local vorbesc, la județean pare să că e mai bine. La județean același răspuns eu îl dau de fiecare dată, știți foarte bine în ceea ce privește cel puțin până acum, colaborarea a fost între bună și foarte bună. Și o spun fără nicio rezervă. În ce privește însă municipiul Constanța și dacă vorbim de Consiliul Local Constanța, colaborarea este una foarte, dar foarte punctuală. Acel protocol pe care noi l-am semnat la sfârșitul anului trecut
nu mai are aproape nicio valabilitate. Vă întrerup pentru că USR Constanța printre proiectele pe care le avea pentru 2021 era și bugetul participativ, da? Știți foarte bine. Buget participativ, da. Pentru care primarul Constanței nu mișcă niciun degețel, Doamne iartă-mă. Nu, ca să fiu corect până la capăt, știți că întotdeauna mi-a plăcut să fiu deschis și să spun lucrurile pe nume, bugetul participativ a intrat pe circuitul metodologic al primăriei. El în cel mai scurt timp va ieși și în procedură de vot în Consiliul Local. Iertați-mă, deci dacă vorbim de acest buget participativ, iertați-mă, nu spun de dumneavoastră, că nu cu dumneavoastră am avut această discuție până acum, spun de consilier de ai dumneavoastră cu care am avut discuții, și acest buget, pe cuvântul meu, dacă nu se dorește a fi votat de un an. Să sperăm că la anul s-a întâmplat. Știți cum e? Vreau să fiu cât mai elegant, mai ales că e perioada sărbătorilor și n-aș vrea să fiu chiar atât de rău cum poate v-ați obișnuit câteodată cu mine. Okay. Dar, repet, acum știți foarte bine, dacă vorbim de un scurt istoric a ceea ce s-a întâmplat de-a lungul anului în Consiliul Local, perioada de lună de miere a ținut vreo 2 luni, cam atât, după care de la sine putere, domnul primar a hotărât că trebuie să se facă așa cum vrea el, nu cum scrie protocolul sau cum ne înțelesesem în privința domnul aceasta. Senator, de la momentul acela a început, bineînțeles, hârâială. Eu n-am să înțeleg nici, nu pot, probabil că am eu niște limite așa, da? Eu nu pot să înțeleg de ce, Doamne iartă, mă rămâneți acolo când primarul Chițac v-a făcut atâtea, dar este și în continuând, continuând în ideea, eu am o ultimă întrebare. La acest moment, cred că am mai discutat pe subiectul ăsta, la acest moment AUR este la 14%, USR-ul este la 12%, da? Atât la nivel local cât și la nivel național. Nu cumva, vorbesc de Constanța, nu cumva faptul că sunteți în Constanța, nici eu nu știu, știți, o să-mi cer scuze anticipat, ceva gen nici în căruță, nici în teleguță, nu cumva vă afectează? E posibil să se întâmple și lucrul acesta, numai că noi vom face analize în perioada următoare, anul viitor. Dar singurul motiv pentru care noi în momentul acesta avem viceprimar acolo este că dacă nu ai nici măcar viceprimar, nu poți obține gruma de informații pe care o obținem prin intermediul viceprimarului nostru și pârghiile pe care le poate avea ca să poți duce la îndeplinire unele proiecte pe care le avem noi. Cu alte cuvinte, dacă noi ne-am retrage, noi am putea să le tragem și mâine, dar nu avem absolut niciun avantaj nici dacă îl ținem, dimpotrivă avem numai dezavantaje dacă l-am retrage sau dacă s-ar retrage viceprimarul nostru. Repet, noi, în afară de funcția de viceprimar, noi nu mai avem alte, să-i spunem, funcții, alte funcții pe care le-am ocupat în perspectiva unei Dacă am înțeles eu bine totuși, eu sper că am citit bine, astăzi președintele USR Agigi, domnul Ciobanu, am zis bine, da? Domnul Ciobanu. Domnul Ciobanu pare să că a fost numit în Consiliul de Administrație la RATC, drept e că nu definitiv, ceva interimar. Mă înșel? Exact, sunt numiri interimare la CTBAS, da, fostul RATC. Acolo fiecare partid își poate desemna conform algoritmului unul sau proporțional cu numărul de consilieri pe care îi are. Dar în rest, noi nu participăm la concursuri sau așa zisele concursuri care se organizează. Vedea ce o spune DNA-ul despre concursurile din Primăria Constanța. Alături de mine este domnul Claudiu Palas, care vrea să vă pună 2 întrebări, dacă acceptați, bănuiesc că da. Vă rog, domnul Palas. Domnul senator, o să vreau să vă rog, dar rugămintea mea este nu mai răspundeți ca dacă vreți, dacă se poate, ca la Radio Berevan, n-a luat o bicicletă, de fapt i s-a luat, nu a dat, și deci nu că e negru. Deci răspundem concret, că așa e corect să înțeleagă ceva și telespectatorii, că altfel pierd timpul degeaba în fața televizoarelor și scădem ratingul ale TV. Vreau să vă întreb, din punctul nostru de vedere, când ați luat guvernarea cu PNL, ați insistat și ați avut un protocol de numire și de respectarea acestei colaborări de la nivel central până la nivel local și județean, corect?
Așa ați primit? Nu, parțial corect. Adică tot ceea ce s-a întâmplat la nivel național a fost o negociere pe cu totul alte chestiuni, care, bineînțeles, se întâmplă la nivel național. Noi, separat, am negociat la nivel județean, în ce privește Consiliul Județean, deci un protocol separat și un alt protocol separat este cel pentru deci ați fi acceptat local. La Constanța o negociere, dacă nu vă acceptau pe dumneavoastră cei de la PNL, ați fi acceptat la Constanța o guvernare locală județeană PNL-PSD, să înțeleg de la dumneavoastră? Păi în ce sens acceptăm? Păi noi nu acceptați. Deci presupunând că PNL nu va greau pe dumneavoastră la nivel local, la nivel județean. Și pentru a-și crea o majoritate confortabilă în Consiliul Local și în Consiliul Județean, vă spuneau bănenilor de la USR, vă duceți voi acasă pentru că noi avem nevoie să facem proiecte în județ pentru Constanțeni și facem o colaborare cu PSD. Revin, dumneavoastră ați fi făcut scandal mediatic și ați fi făcut presiune pe guvernul PNL-USR de la Național pentru la această acel decizie? Moment, la acel moment. La acel moment? Da. La acest moment sau acel moment? La acel moment. La acel moment. Bineînțeles, dar nu și-ar și atunci, de ce, de și atunci, bun. Deci am înțeles, nu mai trebuie. Mi-ați spus da. Domnul Palat. Mi-ați spus da. Domnul Negui, stați puțin că nu mai vreau explicații. Mi-ați răspuns. Dacă vorbim unul peste altul și nu o să ne înțelegem. Mi-ați spus da. Am înțeles. Domnul Palat. Domnul Negoi este prin telefon. Și nu m-ați lăsat să răspund până la capăt. Domnul Negoi, vă rog. Era treaba lor dacă făceau o alianță cu PSD-ul. Ați spus? Nu era faptul că noi puteam să intrăm în opoziție de la început, nu era absolut nicio problemă. Domnul Negoi, ați spus mai devreme, dau înapoi banda, ați spus că dacă se întâmpla acest lucru la acea dată, ați făcut scandal mediatic. E simplu. Dacă dumnealui consideră că trebuie respectată această colaborare între partidele care guvernează țara, de ce nu pleacă de la guvernarea locală și de la guvernarea județeană? De ce nu plecați, domnul Negoi? Pe răspunsul pe care mi l-ați dat dumneavoastră și pe reacționamentul dumneavoastră. O secundă să ascultăm. Da. Vă rog, domnul Negoi. Parțial sau cel puțin jumătate din răspuns vi l-am dat mai devreme. Domnule, nu puteți să-mi spuneți, deci numai, domnul Negui, nu puteți să spuneți că aveți un om viceprimar. Deci ați spus domnul Palas. Puteți să vorbiți la are dezavantajul faptului că este la telefon. Vă ascult, domnul Negui. Da, doar să fie puțină liniște ca să duc răspunsul. O să fie liniște, vă ascultăm. Am răspuns mai devreme cel puțin jumătate. Cu alte cuvinte, atunci când a existat un protocol, a fost protocol național separat și local fiecare a făcut o alianță așa cum a considerat de cuvință. Dacă noi la momentul acela nu intram în negocieri cu PNL-ul și PNL-ul decidea că face alianță cu PSD-ul, era fix treaba lor. Nu și-au permis însă, din ce știu, nicăieri în țară să facă lucrul acesta. În țară, în schimb, au făcut mai pe sub masă sau pe față după ce s-a întâmplat la nivel național și astfel de protocoale, adică PNL, PSD. Să înțeleg eu. Bineînțeles că nu exista... Domnul Negoi, să înțeleg eu foarte bine, deci nu v-ar fi deranjat, da? După alegerile parlamentare, după alegerile locale, păi după alegeri, nu v-ar fi deranjat, acum lăsați-mă pe mine să termin, vă rog, dacă la Constanța ar fi fost o alianță PNL-PSD, PMP, pro-România și ce-o mai fi prin Consiliul Județean, da? În condițiile în care pe USR-ul avea alianță cu PNL la nivel central. Deci nu v-ar fi deranjat, v-ați fi dus în opoziție. Nu, atenție, nu m-ar fi deranjat, adică era clar că făceam gălăgie și noi eram în opoziție. Puteau să aleagă să facă astfel de alianțe. Bineînțeles că ne deranjează și acum că există, ne deranjează foarte tare, că există alianța asta nefirească la nivel național. Deocamdată la nivel local este... Nu mai vă contraziceți că sunteți senator al României. Alianța PNL-USR. Am înțeles. Deci, vă rog și ultima întrebare. Vă rog, nu vă supărați. Dumneavoastră considerați că funcția de vice, că e vicepreședinte, că e viceprimar, este bună doar pentru partid, nu pentru constanțeni? Adică îl țineți pe domnul Cocargeanu acolo? Ați spus un lucru care eu sunt șocat. Îl țineți acolo că aveți informații. Domnule Negui, ați fost votat ca să trimiteți om acolo, un viceprimar,
ca să facă treabă pentru Constanțeni. Nu să vă aducă, nu să vă, doamna, a fost votat. A fost votat, a fost votat de Constanțeni. Nu trebuie, nu să vă strângă dumneavoastră informații. Dumneavoastră vă dați seama ce nebunie spuneți aici? O secundă, o secundă să vă răspund. De fake news acum. Așa a spus. Răstălmăciți ceea ce spun eu în favoarea ceea ce vreți. Bine, dumneavoastră ați trebuit să fiți cam ultimul care vorbește despre alianțe nefirești cu PSD-ul. N-ar trebui să vă răspund dumneavoastră la întrebări, dar hai să vă răspund și așa. Ia nu răspundeți, ia nu răspundeți la Maigui. Ia nu răspundeți la întrebări. O secundă să auzim. Vă rog, domnule Maigui. Repet, ceea ce dumneavoastră, domnule Palas, spuneți acum, ar fi trebuit să vă dea de gând din mai înainte. Dar lăsând asta la o parte, repet ceea ce am spus mai devreme. Funcția de vicepreședinte de Consiliul Județean sau funcția de viceprimar ne dă posibilitatea să implementăm proiecte pe care le-am promis în campanie electorală. N-a spus asta. A spus că aveți nevoie și strângeți informații. N-a spus așa ceva. Ca să poți să implementezi astfel de proiecte. N-a spus așa ceva. Domnule, sunteți senator, țineți-vă cuvântul. Ați spus că aveți viceprimar să strângeți informații. Vreau să-i adresez eu, domnule. Nu să faceți proiecte. Ca să poți să implementezi proiectele pe care le-am promis. Ați spus că strângeți informații ca să știți ce se întâmplă acolo. Domnul Palas, am rugămintea. Doamnă Minte. Domnul Negoi, am rugămintea. Am rugămintea. Am rugămintea. Domnul Negoi. Domnul Negoi, eu am o ultimă întrebare. Pentru anul 2022, domnul Palas, vă rog, da? Pentru anul 2022, strategia USR Constanța va fi în sensul rămânerii până în 2024 la guvernarea locală sau ia în calcul ieșirea, mai ales vorbesc și de municipiu, dar de ce nu și de județ, în condițiile în care, haideți să recunoaștem, domnul Negoi, colaborarea nu este deloc normală la Consiliul Municipal. Sunt contre și de o parte și de cealaltă. Echipa Chițac, uneori și echipa PNL, nu e foarte corectă față de USR. Sunt tare curioasă ce aveți de gând să faceți în 2022. Așa cum noi ne-am angajat din campania electorală, avem o listă și prin protocol. Până la urmă, noi ne luăm ca bază de pornire protocolul pe care l-am semnat, ca oglinda a ceea ce am promis în campanie electorală. Atâta timp cât putem să implementăm proiecte și întâlcăind o alianță de genul acesta cu PNL, putem să rămânem acolo. În momentul în care vom vedea că nu există absolut nicio șansă să implementăm niciun proiect pe care l-am promis și pe care vrem să-l facem pentru cetățeni, atunci e clar că putem intra în opoziție. Dar, repet, dacă vorbim de Consiliul Local, în momentul acesta, noi discutăm cu cei de la PNL punctual pe niște proiecte. Perfect. Spuneți-mi și mie. Nu aud. Domnul Negoi, spuneți-mi și mie, vă rog frumos, un proiect la nivel de Consiliu Local al USR-ului care a trecut și e ok, un proiect la nivelul Consiliului Județean al USR-ului a trecut, e ok, vă rog. Pentru că eu m-am ocupat mai aproape de Consiliul Județean. Perfect. Să vă spun mai multe de acolo. Știu foarte bine că am ținut mai apropiat legătura, că am și lucrat la programul județean de guvernare al nostru. Și vă spun două dintre ele pe care noi le aveam în pregătire și în programul de guvernare. Mă refer la reabilitarea monumentelor care țin de lista indicativă UNESCO și unul dintre exemple este cel de la Murfatlar, care a demarat și care sper să intre chiar în lista monumentelor UNESCO până în 2024. Și mă mai refer și la demararea procedurilor pentru construirea acelui teatru în complexul muzeal al de științe ale naturii la Delfinariu. Perfect. Deci sunt proiecte concrete la care, mai ales că atunci când am negociat, aș vrea să punctez foarte bine lucrurile acestea, ori de câte ori am ocazia, atunci când am negociat cu cei de la PNL protocolul la nivel județean, la nivel de Consiliu Județean, am negociat direcția de proiecte, cea care de fapt se referă la tot ce poate fi implementat în perioada următoare. Am înțeles. Deci la nivel de Consiliu Județean totul e ok, e bine, proiectele sunt... Să zicem, e binișor. E binișor, am înțeles. Și la nivel local e groaznic de-a dreptul. La nivel local, într-adevăr, este groaznic. Deci după un an de zile, dacă și vom trage, în ianuarie vom trage așa o linie și niște concluzii, în funcție de ce perspective ar fi, pentru că, haideți să vă spun foarte sincer acum,
cumva colegii mei și noi de la USR am fost păcăliți, ca să mă exprim de-a dreptul. Domnul adică senator, mă bucur că o recunoașteți, că dacă așa, o spuneam am, eu... Am fost de, nu, dar noi am fost de bună credință, nu politicieni, inclusiv cei din platou. Eu spun, chiar vreau să fiu foarte deschis. Atunci când s-a negociat acel protocol, chiar am crezut că în egală măsură putem să implementăm și proiecte pe care le-a propus PNL-ul și proiecte pe care le-a propus USR-ul, cu atât mai mult cu cât toate, la oaltă, erau prinse în acel protocol. Și în momentul în care domnul primar a venit și a spus nu, direcția spații verzi vine, nu știu cine, Horia Constantinescu și nu mai răspunde. Stați liniștit, Horia Constantinescu e acolo de unde a plecat, s-a întors în PSD. Am văzut știrea. Așa că, să le fie de bine, ca să nu spun să le stea în gât. Dar, repet, ceea ce noi ne-am dorit a fost chiar să facem treabă acolo. Dar dacă vezi că nu se poate cu cineva care, din aproape prima clipă în care a demarat protocolul, domnul senator, să-ți dea la glezne sau să-ți bage bețe în roate, atunci chiar îți pui problema de ce mai, într-adevăr, te-ai aliat cu astfel de personaje. Eu ce să vă spun, dacă vreți părerea mea, dar nu eu sunt membru USR, nu sunt, aștept cu părerea mea. Părerea mea este că ați fost păcăliți, ca să nu zic altceva, da? Dar aștept cu interes anul 2022 să sperăm că se va schimba ceva și să sperăm că la un moment dat va fi ceva de bine și pentru constanțeni. Asta ne dorim, că nu am venit acolo să ne punem stele pe umăr sau medalii la gât. Pur și simplu am venit să facem treabă. De asta am și intrat în politică. Eu sunt convins că sunteți de bună credință. Este de bună credință. Vorbesc de pe magie. O secundă. Și, de bună credință și sunt convins că, nu știu, bănuiesc că vreți să faceți bine pentru Constanțe, nu? Clar, clar. Da? Atunci dați-vă demisia, domnule senator. Domnul Clare. De ce? Că spuneți dumneavoastră? Domnul, domnule, că nu știu să faceți nimic. Ați bramburit județul și municipiul. Nu înțelegeți că alături de PNL... Alături de PNL ați aruncat municipiul ăsta în aer. Ați aruncat municipiul în aer. Haosul ăsta din peninsulă și de peste tot vi se datorează. La peninsulă v-aș contrazice și eu. Lăsați, doamne, v-aș contrazice la peninsulă. A făcut lanț uman împotriva construcțiilor din peninsulă. Azi construcțiile se ridică și au viceprimar în funcție. Vă referiți la cele de la Rupaică? Da, doamne, au făcut ceva? N-a făcut nimeni nimic. Și atunci de ce mai stai acolo? Nu vedeți că ne mint, doamnă? Nimeni n-a făcut nimic. Nu vedeți că ne mint? O secundă. Să le faceți pe toate, de 20 de ani am văzut ce ați făcut. Vă ascult, domnul Negoi, vă rog. Nu, asta voiam să spun. Acestea sunt doar chestii politicianiste pe care se vede clar experiența nefastă a celor care au fost în funcții publice până acum de vreo 20 și ceva de ani. Repetă la nesfârșit aceeași placă. Suntem de vină noi că de 9 luni de când am intrat pe la guvernare trebuie să ne dăm demisiile, ca și cum dânsii care au fost de 20 și ceva de ani și care au aproape... Domnule, aveți un an la guvernare, nici măcar nu știți de când sunteți la guvernare. Sunteți de un an de zi la guvernare. Domnul Palas, vă rog, domnul Negoi, mulțumesc, domnul Paras, domnul Negoi, mulțumesc mult că ați fost în această seară alături de noi. Așteptăm, vă rog, domnul Paras, așteptăm 2022, vedem ce se va întâmpla, dar insist. Și salutări și domnului Paras, transmiteți să fie mai bun și mai că sunt sărbătorile, am înțeles. Concentrat pe ce contează, nu pe politicieni. Sunt convinsă, domnul Palas. Aveți dialog cu mine, dar nu-mi place să nu îmi place să fiți bărbat politic. Vă rog, vă recomand. Sunt convinsă că amândoi sunteți de bună credință în ceea ce înseamnă constanțenii, că de fapt pe mine și nu numai pe mine, pe privitorii noștri asta interesează. Fiecare pe bucățica dumneavoastră să faceți ceva, să fie în Doamne iartă-mă bine și pentru Constanțen, că ne-a cam săturat de rău. Mulțumesc încă o dată, domnul Negoi, seară bună să aveți. Pauză, publicitate, revenim. Am revenit, l-am alături de mine în continuare pe Claudiu Palas, puțin nervos, dacă stai bine și mai puțin supărat, puțin intrigat. De intrigat. Ce s-a întâmplat, domnule? Deci, nu, știți ce... Și-a spus punctul de vedere și-a spus... Da, eu înțeleg că își pune punct de vedere, dar, doamnă, n-ai cum. Domnule, e senator. Nu ești consilier de comună, să mă ierte, nu vreau să jignesc pe cei de comună, să ne înțelegem. Nu nivelul ăsta, dar vreau să spun
că nu ești, adică oameni care vin repede, fac cetoșenței Consiliului și au plecat și să succes de la un cuvânt la altul. Dom'le, nu poți în cadrul emisiunii, când a început emisiunea și a făcut intervenția, dumnealui a spus clar, puteți să vedeți când o să deluați înapoi. Vă dați seama că emisiunea da, este de martor. Se poate a spus verifica. Clar în fața telespectatorilor că îl ține pe viceprimar pentru a aduna informații din primărie. Cred domnule, că este șocant. Cred că a greșit. Cred că a greșit și nu și-a adus ideea până permite. La final. Nu, da? Mai cum să... un senator care a revenit, după aceea. De ce? Probabil a spus cineva ce prostii spune. A revenit asupra. Se mai întâmplă într-o discuție mai încinsă. Doamnă, știți ce, știți cum, nu vreau, adică vă dați seama că nu mi-aș permite să vă contrazic, dar dacă era cum spuneți dumneavoastră, ar fi zis stă să adune informații pentru a depune proiectele. Lui ideea cu proiectul i-a venit după ce i-a spus dumneavoastră, v-am spus și eu, întrebați-l ce proiect a depus. Pe stăm acolo să adunăm informații pentru proiecte. Nu, doamnă, a spus cu subiect și predicat și încă dacă o să vă uitați la emisiune, a accentuat, îl ținem pentru că dacă plecăm nu mai avem informații. Frate, stai puțin. Constanțeanu te-a trimis acolo să aduci informații pentru partidul tău. Sunt ferm convinsă. Te-a trimis acolo pentru că a fost votat, că el a fost ales și altceva. Ca să faci proiecte pentru el. Viceprimarul a fost votat pe lista de consilieri. Păi, dar bineînțeles, are votul Constanțenilor. A ajuns viceprimar pentru că s-a votat. S-a negociat și a fost votat acolo. Și s-a supărat pe mine când am început să-i spun de construcție de la lui Paică. Păi l-are pe Stelian Ion, care a fost ministrul justiției, care s-a laudat că face plângere penală și avea lanț uman împotriva celor construcții. Dacă tot ați deschis subiectul, iertați-mă, sunt toți vinovați în egală măsură, absolut toți, și PNL, și PSD, și USR, pentru că s-a permis mizeria de acolo. Pentru că acolo este o mizerie pur și simplu, pentru că acolo a fost vorba de bani mulți, acolo a fost vorba de influența unui om cu putere și cu bani în municipiul ăsta. Dar de ce? Nu mă întorcesc pe mine, că dacă mi-aduc aminte... Nu vă întorc. Dacă mi-aduc aminte, e groaznic. Deci, eu nu vă întorc, eu vă spun altceva. S-a făcut un scandal acolo, iar tu, USR, te-ai urcat pe acel scandal. A fost lanț uman. Așa este. Ai păcălit Constanțeanu să-ți dea voturi, să te voteze, pentru că acea construcție nelegală. Și că tu ai să oprești, că ai să faci plângeri. De asta m-am enervat și nu e în regulă ce minte senatorul pe funcție. Nu e singurul, iertați-mă că doamnă, vă spun eu discut punctual cu ei. Perfect. El trebuia să spună clar, domne, ce spuneți dumneavoastră? Că e influențat, că e om de afaceri, nu contează, ăla, să zicem într-un fel sau altul, are autorizație valabilă. De ce ai mințit Constanțeanu că tu vei demola acea construcție și eu vei opri acea construcție? De ce ai făcut lanț uman și te-ai fotografiat, te-ai postat în jurul acelei clădiri și toți constanțenii care treceau îi aplaudau pe useriști? Dați-mi voie să vă spun că până de și ce au mințit, doamne? La momentul ăla până și peneliștii mai pe la colțuri, mai direct au spus că vai, și nu se poate, nu va fi. Gândiți-vă că a avut ministrul justiției după colaborare. După ce a fost și putea să ia ăla care, Stelian Ion, cel care a făcut lanț uman și a adunat oameni acolo, a fost ministru. Mai am 6 minute și sunt niște mincinoși. Și pe cuvântul meu, dacă nu trebuie să asta m-a supărat. Mai sunt o mie și una de chestii foarte importante ca spre exemplu. Pare rău, scuzați-mi. Ca spre exemplu, în opinia noastră, care a fost cea mai mare gafă, ca să nu-i spui eu nu-i spun altcumva că mă amendează CNA, îi spun doar gafă, care a fost cea mai mare gafă a primarului municipiului Constanța, cea mai mare gafă a președintelui de Consiliul Județean Constanța. Din 2021. Cea mai mare gafă a fost declarația a lui Chițac legată de vaccinarea și încercând să ne ducă spre dacă nu vaccinați ardeți de vii sau ceva. Mi se pare cea mai monumentală. Au fost și altele, dar aceea a fost, mi se pare, groasnică. Mihailu Pup, președinte Consiliului Județean? În faptul că a mințit elevii că le va asigura gratuitate în ședința de nominalizare a dumnealui ca președinte. Și a ajuns să se judece cu elevii și nu i-a, după aceea, nu știu dacă ați văzut, nu a lăsat elevii să fie prezente în ședință. Da. Deci legat de aceste subiecte, mi se pare două subiecte sensibile cele două legate de transportul elevilor, că să concluzionăm într-unul singur și v-am explicat și de ce mi se par gafe, ca oameni politici și neserioși. Și Chițaca, declarația aceea e dură rău. Domnul Palaț, locuiți în Constanța. Iubiți Constanța. De v-ați născut aici. M-am născut aici, da. Bun, perfect. Ce vi se pare, ce vi s-a părut în 2021 că a bulversat cel mai tare viața Constanțeanului de zi cu zi? Circulația. Regulamentul? Bun. Circulația. A fost... cred că dacă s-ar fi... Aceste șantiere care s-au deschis în Constanța, dacă ar fi fost gestionate și ar fi avut un om, primăria Constanța, care răspundea doar de șantiere și nu trebuia să fie, trebuia un viceprimar să se ocupe de asta.
Deci nu mă refer de un tehnic. Deci unul trebuia un gospodar care știa să gestioneze și să nu-i lase pe ăștia care au desfăcut lucrările în halul ăsta în oraș, să-ți arunce orașul în aer. Palace, aceste lucrări se fac etapizat. La intrare în Constanța se lucrează și pe trotuarul din dreapta și pe trotuarul din stânga. Se fac etapizat, se fac cu bandă de refugiu. Și sărmanii constanțeni, vănuiesc că ați văzut că circulă și ei pe unde mai apucă. Deci este un haos din cauza lucrărilor și pentru că nu a fost gestionat cum trebuie. Eu cel puțin nu așa aș făcut. Puneam un om, bine, eu m-aș fi ocupat personal, nu era nevoie să pun. Okay. Puneam un om care nu lăsa să desfacă lăpușneanul de la un cap la altul, îl lăsa să-l desfacă pe bucăți, îl puneam mai întâi să scoată bordurile, să vină să înceapă să termine lucrarea din capăt, după aceea să ia pe bucățele. Nu să arunci tot bulevardul în aer. Au făcut lucrul ăsta pentru că sunt cele mai mari de contări, că sunt cantități de lucrări de volum, da. Nu sunt lucrări de finisaje. Sunt bani imediat care ți-au venit pentru că s-au dus cu facturile imediat să la plată. Să nu mai spunem că ne vedem, Doamne iartă-mă, luați noi de DNA, precum pentru un coleg. Păi, dacă spunem așa ceva, ci că păi nu... Nu, dar astea sunt procedurile. Eu vă spun exact care sunt procedurile în momentul în care se fac lucrările. Ei decopertează, după care vin cu facturile, se dau cu facturile. Și atunci tu trebuie să spui constructor lui de acord cu tine cu decopertarea, dar îmi faci 10% din decopertare. Da, i-a întrebam. Adică trebuie ținut. De ce n-a spus nimeni chestia asta, domnul Palas? Pentru că mi se pare... Și văd că există soluții. Nu, sunt soluții. Și spune, sunt soluții, domne, începea dar... așa, făceam. Da. De da, ce da, nu s-a făcut? Nu, eu n-am văzut nicio soluție. Mă poate acuza cineva la momentul acesta dacă mă gândesc că e cineva din primărie, nu știu cine, habar n-am, care nu știu, o avea și el cotă parte cu societatea care le face așa, mă acuză cineva? Poate da. Da, nu știu, poate să mă acuze pentru că nu există că niciun nu fel de dovadă. Dovadă. Dar eu cred dar că... Dar pot să mă gândesc? Da, vă puteți gândi. Mulțumesc. Dar dacă mă întrebați, eu ținând seama de volumul de materiale care se dislocă și faptul că e un volum foarte mare de bani. Sunt sume foarte mari de bani care se plătesc de copertări. Era comisionul și... înainte, 10%? Nu știu, da. N-am avut treabă cu comisionul, da. Era o glumă. Dar ele chiar dacă au fost, trebuiau gândite puțin și repede. Dacă era un responsabil de lucrări, dar care să-i placă să muncească, doamnă. Asta nu înseamnă că se fac, asta ce vă spune dumneavoastră, nu înseamnă că se fac din nu birou. Nu eu l-am declarat. Nu ești acolo viceprimar ca să te... Nu, că nu, nu l-am să bagă primarul. Nu, dar nu ești acolo viceprimar ca să strângi informații pentru partidul tău. Trebuia ala să ducă să-i spună, frate, circul pe două borduri, nu-mi decopertezi o bordură jumate, o bandă jumate. Putea să lase două benzi de circulație fără probleme și să rezolvă treaba pe trotuar. Deci existau sunt soluții, doamnă. Sunt soluții. Repeci, pe mine nu mă puteți acuza dacă mă gândesc, domnule, poate... De soluții tehnice și organizatorice pentru o fluidizare... Să vă spun, un parandărât așa pot să mă gândesc. Și fluidizarea traficului se îngreunează pentru că toți deci toți și eu fac la fel. Ocolim Lăpușneanu, ocolim Aurel Vlaicu și începem să ne ducem pe străduțe și atunci vreau să facem vorbesc un pic și de PMP. Concluzie. Da. Existau soluții, se putea face soluții, cu cap, puteam să fim și noi constanțeni normal la cap, să circulăm și să fie bine. Da? Da. Și eu nu mă acuză nimeni dacă mă gândesc că nu s-a întâmplat asta, nu știu, domnule, o fi fost vreun parandărât. Să mă acuze cine vrea, să mă acuze cine vrea, pot să mă gândesc și la asta. Haideți, regia, mai vreau și eu încă două minuțele, vreau să vorbim de PMP. Dacă vreți să mă întrebați dacă fuzionăm cu PSD-ul, nu fuzionăm nici cu PNL-ul, nici cu Bun. Ce-a făcut bine, ce-a făcut greșit PMP în 2021? Ce-a făcut bine de a ajuns totuși, parcă ați sărit un pic de 5, de a sări de... A fost o mișcare, mișcarea care ne-a ajutat în acest, să facem acest pas, să spuneți care spuneți noastră, este numirea, alegerea președintelui Cristian Diaconescu. Și strategia și propunerile vin din partea lui Eugen Tomac. Adică dacă n-ar fi fost, să zicem, cele două capete care, în momentul în care s-au luat aceste decizii, nu ajungem aici. Deci faptul că Eugen a fost un președinte cerebral, Eugen Tomac, și a făcut un pas înapoi. Deci a spus, domne, mi-asum și la revedere. Nu mai contează fiecare ce Diaconescu. Și faptul că a fost, a susținut Cristian Diaconescu, a fost un plus asta pentru este PMP. Ce a făcut bine PMP în 2021? Ce a făcut rău? Acum nu mi-ați spune că ne-ați greșit. Nu, sunt greșeli. Sunt faptul că mă referi la nivel național. Și la nivel național? La nivel național, faptul că nu avem colegi care își văd, și vă spun până pe inimă, doar interesul personal și nu se gândesc la interesele de partid și să reușească să strângem rândurile pentru 2024. Și eu, din punctul local? De vedere, îi consider oportuniști. Și la nivel local sunt, la fel, colegi care își văd mai mult interesele din buzunarul propriu. Și chiar avem, vă pot spune cu mâna pe inimă, că avem primari. Și cu toate astea s-au dus, s-au bătut pe la ușile PNL-ului și n-au primit nimic.
au fost doar folosiți, doar de a-l săbi pe Palaz, discutând acum dacă ați vrut la nivel, nivel local. Da. Pentru că este această strategie de a KPMP-ul la nivelul local să dispară. Într-adevăr, așa se urmărește acest lucru. Deci asta se urmărește, se urmărește la nivelul local, asta e clar. Păi, indiferent, asta nu se vede, că vă imaginați cum să meargă Constanțeanu cu SRE-ul. Ce face Claudiu Palaș, ce face PMP Constanța să nu dispară și ce face... Știu că o să vă uitați, așa că toată lumea spune, băi, ai nebunit, tu e 2021 și vorbești de alegerile din 2024. Da, pentru că un politician... deștept aia face, le pregătește de a doua zi. Ce faceți, nu știu, să fie în 2024 mai bine? Eu vă spun sincer, am avut un an de zile în care mi-am lăsat colegii și am lăsat fiecare organizație să ia decizii, să meargă pe un drum pe care cred dumnealor că e bun pentru lucruri personale, pentru că m-au hotărât. Știți cum este? Încerc să separe orzul de neghină. Asta a fost strategia mea un an de zile. Și în 2022? O să vedeți exact ce se va întâmpla. Mulțumesc. Dar nu vom accepta trădătorii. Mulțumesc. Aveți câțiva. Așa este. Mulțumesc mult că ați fost alături de mine în această emisiune. Până la anul nu cred că ne mai vedem. Vă urez un an nou fericit. Și noastră la fel și telespectatorul noastră la fel. Un PMP să fie acolo unde vă doriți. Iar vouă, dragii mei, ce să vă spun? Pe mine, noi ne mai vedem și mâine seară. Până atunci, seară liniștită să aveți și, cum spun eu de obicei, dragii mei, cine are zile, scapă, indiferent care-s datele problemei. Seară bună!